Deși reprezentanții primăriei municipiului Drobeta-Turnu-Severin au anunțat prin toate mijloacele posibile punerea în aplicare a normelor care vizează introducerea taxei de salubrizare în municipiul nostru, mulți severineni nu au depus nici până astăzi declarația de impunere. Reprezentanții primăriei municipiului Drobeta-Turnu-Severin fac un apel către toți cetățenii pentru a-și respecta îndatoririle. Mulți severineni nu au depus declarația de impunere nici până în acest moment, iar asta înseamnă că vor fi taxați cu 7 persoane pe locuință. Au fost foarte multe scuze că nu au fost atenți, nu au primit informația în timp util, deși campania de informare a fost foarte, foarte amplă în Drobeta-Turnu-Severin, au fost puse afișe în tot orașul, au fost puse spoturi publicitare, au fost tot felul de acțiuni în acest sens cu 3 luni de zile înainte, până în data de 30 iunie, după care s-a trecut la impunerea automată, conform regulamentului, cu 7 persoane la cei care nu au declarat. Din păcate am avut situația ca foarte mulți fiind plecați din țară sau au fost plecați la țară, nu au ținut legătura cu aceste proprietăți 3 luni de zile și nu au avut declarațiile depuse, ei pot să depună în continuare. Din păcate, pe lunile trecute vor avea această impunere și prin declarațiile care le depun sau cei care aduc modificări prin declarațiile rectificative, se va ajunge la situația reală din locuințele respective. În continuare, dacă cetățenii își vor depune declarația de impunere în mod corect, vor scădea costurile aferente pentru plata gunoiului. Din păcate, din 45.000 de locații care sunt în Drobeta-Turnu-Severin, imediat după 30 iunie erau peste 20.000 care nu depuseseră, între timp a mai scăzut numărul și ne apropiem ușor către 10.000, ceea ce este un lucru bun, dar, din păcate, repet, pe acele 2 luni de zile, sau unii deja se îndreaptă către a 3-a lună de zile, vor plăti 7 persoane impuse conform regulamentului. Reprezentanții primăriei municipiului Drobeta-Turnu-Severin au depus toate eforturile ca noua metodă de încasare a taxei de salubrizare să fie cunoscută de fiecare severinean în parte pentru a nu fi taxați în plus.